Mai este puțin timp până când elevii din clasele terminale vor susține examenele de bacalaureat. Astfel, aceștia sunt întoiul pregătirilor. Totuși ne punem întrebarea cum învață elevii, ținând cont de faptul că la multe subiecte sunt informații doar de memorat. Oare profesorii notează capacitatea de memorare? Poți să ai doar memorie vizuală de la mama natură, astfel să iei note mari și gata, ești inteligent. Sistemul educațional din România are cu siguranță nevoie de o actualizare. Nu pot să înțeleg, de exemplu, o temă care se repetă la nesfârșit, adică să scrii o formulă matematică de 500 de ori. Aceasta nu este o tehnică de memorare foarte eficientă, pentru că copilul o face din obligație. Și de multe ori să nu recunoaștem că am și eu copil, de multe ori am scris aceste formule la 12.1 noaptea când copilul trebuia să doarmă. Pentru că așa era cerința cadrului didactic, nu a fost uh, etic, dar a fost util copilului, care nu a înțeles că A plus B egal cu X sau cât o fi, trebuie să fie scris de 500 de ori pentru că el trebuie să memoreze. La școală, accentul se pune pe acumularea de materie, nu pe logică sau originalitate. Cui a folosit vreodată la școală să contrazică un profesor să ridice mâna? Dacă scopul principal sunt notele, părerile personale nu și au locul în procesul de notare. Deci noi punem prima dată în fața acestor teme pe trebuie. Nu. Trebuie să punem este necesar. Este necesar să faci aceste teme pentru că. Apoi, fiecare materie am văzut că este desfăcută în părticele cât mai mici. Nu. Copilul nu știe să facă legătura între informațiile pe care le studiază, nu știe să facă legătura într-o temă la istorie cu datele geografice, apoi nu știe să transpună în viața reală. Trebuie să ne gândim cu scop foarte îndepărtat. Pentru ce învață copilul? Învață ca să aplice aceste informații în viața de zi cu zi. Care este modul de aplicabilitate practică în viața de zi cu zi? Cum va folosi el informația pentru dezvoltarea lui personală, dar și pentru aportul adus comunității? Ce aport va aduce? Nu trebuie să ne uităm mai departe de examenele naționale ca să avem exemple. Comentariile literale pe care trebuie să le compună elevii sunt doar bucății de vorbe puse împreună pe care ei le învață pe din afară. Atunci când avem teste naționale care am văzut că sunt destul de ok redactate, sunt redactate pe baza conexiunilor pe care el trebuie să facă, să le facă, sunt redactate ținând seama de argumentarea unor idei. Da, dar patru ani de zile sau opt ani de zile, noi nu l-am învățat să gândească critic. Ne-am bazat pe a. Introduce informație, a introduce și iar a introduce și apoi a verifica dacă acea informație a fost introdusă. Atunci ce verificăm? Memoria? Verificăm toate aspectele. Verificăm relaționarea între subiecte, verificăm apoi modul în care el le transpune în aplicații practice. Verificăm chiar și reacțiile sale emoționale, relaționarea pe care o are cu ceilalți. Acest lucru trebuie să-l verificăm, dar ceea ce introducem, asta scoatem ca dovadă rezultate foarte mici la testele naționale, rezultate foarte mici la testele internaționale, gen PISA. Nu îl învățăm pe copil să învețe, nu îl învățăm să gândească critic, nu-i precizăm metoda. Asta nu încă am rămas tributar unor concepte învechite de școală românească de acum 30-40 de ani care nu mai sunt aplicabile în vremurile de astăzi. Vremurile de astăzi sunt foarte rapide. Copilul trebuie să gândească repede și critic câte informație mai dețin elevii după trei ani de la terminarea școlii, un om inteligent nu are decât capacitate de memorare are mai multe calități. La școală ar trebui să se noteze și imaginația, caracterul, ideile, precum și modul în care comunicăm.